Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Ne-am retras într-un parc al Sibiului, nu foarte departe de centru, nu foarte departe de facultatea noastră de teologie, pentru a ne odihni împreună în viețile Sfinților. Astăzi l-am prăsnuit pe Sfântul Iacob, ruda Domnului, cum se cheamă în calendar, fratele Domnului, cum îl rostesc alții, pentru că este fiul din prima căsătorie a lui Iosif, logotnicul, cel purtător de paternitate pământească pentru Hristos Domnul. De altfel, istoria vieții sale se și încheie așa, că toți ceilalți frați, refuzându-i moștenirea pământului, i s-a dat moștenirea aceasta a primului episcopat al Ierusalimului în calitate de apostol, el fiind primul dintre apostoli care asumă, într-un fel sau altul, convertirea celor care în Ierusalim purtau de grijă Evangheliei lui Hristos. Este autor a unei minunate liturghii care se pare că scurtată, într-un fel sau altul, a ajuns liturghie până în zilele noastre. Am avut șansa de a o vedea slujită și de a o înțelege în slujirea ei. Și ceea ce este mai important este cel care, într-un fel sau altul, mărturisește din tâi, pentru că moartea sa cheamă aducerea minte de învierea Domnului Hristos. Este frumoasă viața sa, așa cum este și acelui pe care îl pomenim astăzi, Ignatie, Patriarhul Constantinopolului, sau preacuviosul părintele nostru Macarie Romanul, cel care, pe vremea când trei dintre călugări, și am să-i citesc, Serghie, Ighin și Teofil din mănăstirea Sfântului Asclipie, cea din Mesopotamia Siriei, pleacă să cunoască un om îmbunătățit, trec prin pustie, ajung la un loc astfel pustit cu totul de cele ale umanului și într-o peșteră de departe se ivește un bătrân acoperit întru totul. Descrierea este fabuloasă, cu sprâncene care coboară precum și părul, și dându-și părul de pe barbă le vorbește întrebându-i pe cine caută, și aceștia spun că îi caută să înțeleagă sensul existenței lui Dumnezeu, iar cuviosul acesta, ce era Macarie Romanul, le explică un cuvânt de al lui Dumnezeu: nu se poate om ca să poată pricepe puterea lui Dumnezeu, că eu, nevrednicul, m-am nevoit să fac aceasta și mi s-a arătat unul noaptea și mi-a zis: nu te pune a ispiti pe cel ce te-a zidit, că nu vei putea trece mai departe din locul acesta. Mai mult decât atât, la momentul când cei trei se apropie de peșteră și Sfântul Macarie invită să slujească vecernia, se apropie doi fii, cum spune la un moment dat Macarie, doi lei, înfricoșător de loc, dar pe care, binecuvântându-i Sfântul Macarie, explicându-le care în vizită trei prieteni, se așează cu minți și ascultă împreună cu ei slujba binecuvântată a vecerniei. Nu sunt lucruri de demult. Sunt lucruri care, de fapt, marchează cotidianul în viața duhovnicească a omului care vede în Hristos pe Domnul și Dumnezeul său. Poate că pare așa un pic o poveste din cele mai de demult, o poveste de emoționat. Este și o poveste care cheamă să trăim pe mai departe Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Mâine este o nouă zi.